Comisia pentru Educație și Formare Ecumenică din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor s-a întrunit pentru 5 zile la Cluj-Napoca, după ce ieri membrii comisiei au asistat la slujba oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei la Catedrala Metropolitană. Astăzi ei au participat la deschiderea oficială a lucrărilor. Deschiderea lucrărilor Comisiei pentru Educație și Formare Ecumenică a avut loc în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. În cuvântul de bun venit, Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei i-a îndemnat pe participanți să mediteze la cuvintele părintelui Toma Chiricuță, fost preot ortodox, teolog și scriitor, dar mai ales mărturisitor al dreptei credințe. Meditația lui referitor la ceea ce ar trebui să lucreze Consiliul Mondial al Bisericii era următoarea. Au trecut 2000 de ani, zicea părintele Toma. De data aceasta, nu încap toți creștinii în peștera din Betleem ca să aducă daruri, să se închine pruncului Mântuitor. Își trimit doar reprezentanții. Un reprezentant al catolicilor, unul al ortodoxilor și altul al protestanților. Fiecare cu darurile lor. Și curios, pruncul Mântuitor îi privește trist și nu le primește darurile. Ei rămâne dumeriți și le întreabă, nu ți-am adus noi, Doamne, daruri prețioase ca și cei de atunci, din anul întâi? Și pruncul Mântuitor le răspunde, cei de atunci erau în comuniune, trăiau în dragoste mare și le-am primit darurile. Și ale voastre le voi primi când veți ajunge din nou în comuniune. Așa că aceasta este lucrarea Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Vă urăm succes ca să ajungem la comuniunea pe care o dorește Mântuitorul Iisus Hristos ca să ne primească din nou darurile. Moderatorii evenimentului au fost profesorii Esther Mombo și Rudolf von Sinner. And so is our group, 30 people from all of... Așa este și grupul nostru din țări diferite, culturi diferite, biserici diferite. Dar un singur scop, să vină împreună și să pregătească lumea pentru Împărăția Dumnezeu. Așa cum ați predicat și noi încercăm să facem această întâlnire prin Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Vă rugăm să binecuvântați această întâlnire și să purtați salutul nostru către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În cadrul conferinței, vicesecretarul general al Consiliului Mondial al Bisericilor, părintele Ioan Sauca, directorul Institutului Ecumenic de la Bosei, a subliniat obiectivele Comisiei pentru Educație și Formare Ecumenică. Cum putem să înaintăm împreună, în ciuda diferențelor noastre, ca să răspundem acestor provocări ale lumii contemporane? Și când zici dreptate și pace, nu sunt niște valori sociale sau politice. La Romani, capitolul 14-17, spune că Împărăția lui Dumnezeu este dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Aceasta este viziunea căutării unității creștine astăzi, a merge împreună spre acest drum, spre Împărăția lui Dumnezeu, căutând să răspundem provocărilor. Care sunt provocările? În Orientul Mijlociu, creștinii mor. Mor pentru Hristos. Și când sunt omorâți, nu te întreabă, ești anglican sau luteran sau ortodox, ce ești. Ești omorât pentru că ești creștin. Cum putem să fim dezbinați în această situație și să ne răspundem unei provocări? În Africa se moare de foame. Nu există apă și secetă. În Pacific, insulele dispar din cauza comportamentului nostru față de creație și încălzirea globală. Care e răspunsul Bisericii la toate aceste provocări? Și al ei nu este un răspuns ortodox sau catolic sau reformat sau protestant, este un răspuns comun creștin pe baza mărturisirii noastre a lui Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor. Sunt veniți aici la Cluj, în facultatea noastră de teologie, reprezentanți ai Consiliului Mondial al Bisericilor din întreaga lume. Am încercat să fim o gazdă și vom încerca în continuare să fim o gazdă cât se poate de primitoare, să transmitem mesajul nostru de unitate creștină și împreună să putem răspunde tuturor provocărilor în fața cărora biserica este pusă astăzi. Credem că împreună și cu ajutorul bunului Dumnezeu vom reuși să facem față acestor provocări. Întrunirea Comisiei pentru Educație și Formare Ecumenică din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor se va încheia vineri 13 octombrie.